Dragilor, am revenit la evenimentul Practica Zen și în tradiția budistă japoneză după partea de practică pe care ați văzut-o puțin mai devreme și de care ați beneficiat. Revin cu ideea de a alege de pe măsuță pentru cei interesați. Sunt câteva pliante, flyere de la dojo-ul Templul Zen Iluminarea Tăcută. Alături de mine este maestrul Coșin. V-am făcut câteva referințe bibliografice asupra patriarhilor spirituali care au scris cărțile publicate în portofoliul editurii Herald în colecția Zen. Le-am amintit pe cei mai importanți, Taisen Deshimaru și Shunryu Suzuki. Și aș vrea să îl întreb pe Ionuț cum experimentăm principiile filozofiei și practicii Zen pentru a redescoperi armonia, echilibrul, firescul, adevărata noastră natură. Bună ziua! Lista e... Ia? Nu știu dacă se aude. Lista e puțin cam lungă, cum era? Dacă aveți de ce... Rezumăm la armonie sau la echilibru. Rezumăm la armonie. Am reținut în schimb a redescoperi, care cred că e un cuvânt mult mai... un cuvânt potrivit, da? Maestru Deshimaru spunea că practica Zen este a reveni la condiția normală. Acesta, a reveni, la fel ca și a redescoperi, probabil a regăsi e mai potrivit. Pentru că e ceva care îl avem și care l-am pierdut mai degrabă. Și cred că această sintagmă, condiția normală, are mai multe aspecte, însă probabil că cel mai important ar fi că este normal. Și că nu e nevoie să adăugăm ceva asupra peste toată chestia asta. Și mai degrabă să pierdem, să scăpăm de, să lăsăm să se... usuce și să cadă, cum spunea o prietenă. Deci, dacă ar fi să redescoperim armonia, mai degrabă aș spune că nu e nevoie să facem nimic și că Zen-ul nu ajută foarte mult la chestia asta, ci că este starea normală, condiția normală pe care la care revenim. Nu e ceva care îl adăugăm peste. Și n-ar trebui să vedem practica Zen ca ceva care vine să adauge peste, să îmbunătățească ceva, ci dimpotrivă să elimine tot ceea ce e în plus, a spune. Dacă ar fi să ne referim la această stare a minții, natura primordială, la acest echilibru, la această pace sufletească, de asta am și folosit cuvântul firescul. Hai să le spunem pierdute în tumultul vieții noastre cotidiene, o viață foarte stresantă și agitată și vrem să redescoperim. Pierdute cred că e cuvântul greșit. Cred că ar fi nebăgate în seamă. Sau nebăgate în seamă. Cred că ce facem cu atenția e mult mai important decât ne place să credem. Dacă nu le dăm atenție, n-or să fie prezente. Faptul că sunt prezente și că nu ne îngrijim de ele, evident nu pot să se dezvolte sau să evolueze. Este practica Zen accesibilă oricui? Absolut. Oricui vrea, nu e nevoie de nimic pentru a practica Zen. Avem hainele astea foarte... exotice, poate, însă sunt foarte confortabile. Absolut. Nu e obligatoriu să aveți nimic. E niște haine puțin mai confortabile, un pantalon mai larg sau o rochie, sunt foarte, foarte potrivite. Oricine care vrea, într-adevăr, să practice. E una din acele practici care, cum este, acele lucruri simple, însă extrem de grele. Nu e pentru, e pentru toată lumea, însă nu mulți aleg să continue, pentru că e nevoie de efort.
Și aș adăuga eu, pe lângă efort, și oarecare perseverență. Face parte din efortul și efortul susținut, evident, nu e o singură dată, ci efortul susținut, nu multă lume e dispusă să facă asta. Avem lucruri mai importante de făcut decât să ne întoarcem acasă, în noi înșine. Prin perseverență, poate deveni zenul un mod, un stil de viață? Cred că întrebarea e greșit articulată. N-are cum să fie un mod sau un stil de viață. Aș spune că ne trăim propria viață la potențialul ei maxim. Nu trebuie să adăugăm nimic peste chestia asta. Spunem zen pentru că trebuie să găsim un cuvânt pentru asta, însă nu avem nevoie să o denumim într-un fel sau un altul. Pur și simplu ne trăim, eu devine eu și atât, și ne trăim propria viață împlinită, profund satisfăcător, mai degrabă decât altceva. La început poate părea exotic și extra și arată într-un fel și se simte într-un fel, însă nu ăsta e lucru important. Hm? Cine? Ai venit cu o recuzită. Știu că pentru majoritatea, eu știu, reprezintă, cum spuneai, ai folosit de mai multe ori cuvântul exotic. Yeah, și poate să pară ceva exotic. Yeah. Care este rolul lor? Păi, sunt două piese principale. Salteaua, zabutonul, e să nu te doară genunchii, că podeaua e tare, e foarte practic. Iar perna, pentru a putea să stai drept, ca bazinul să fie decât genunchii. Ridică puțin bazinul. Însă, că aveți aici multe cărți, un teanc de cărți buni de potrivit să te așezi pe. Ce ne transmit și cum putem înțelege coanurile și învățăturile zen? Ce ne transmit? Trebuie să înțelegem că literatura zen face parte dintr-o altă categorie de scrieri decât cea obișnuită. În sensul în care nu sunt făcute pentru a fi înțelese sau a fi citite, ci sunt făcute pentru a fi recitite, pentru a fi digerate. A digera, a reveni, a rumega. De obicei vorbim despre practicanți ca fiind niște rumegători, cei care revin și revin. Și cred că editura dumneavoastră, Herald, are o misiune ingrată, pentru că spunem că e suficient dacă avem o singură carte pe care o studiem. Face foarte... Nu vinde foarte multe cărți dacă avem o singură carte pe care o studiem și asupra căruia revenim și revenim și revenim și revenim. Și cineva, cum vorbeam cu Aurelian despre asta, spunea că cineva trebuie să facă și pe asta. Aurelian Scrimă, cel care a fundat editura. Da, deci e mai mult despre a reveni asupra acestor învățături, despre a înțelege, despre a înțelege despre ce e vorba, ci de a le păstra împreună cu activitatea noastră, împreună cu ceea ce facem, în interiorul a ceea ce facem. Deci dacă în momentul în care citiți, fie că este o poveste, fie că este unul dintre textele pe care sunt acolo, în momentul în care vă rezonați cu chestia asta, ar trebui să o păstrați cu dumneavoastră de-a lungul zilei, de-a lungul a ceea ce face și să reveniți, fără a încerca neapărat să o înțelegem intelectual. Și este toate aceste învățături și coanuri au acest caracter transformativ, mai mult decât cel de a înțelege, de a ne lămuri despre una sau despre alta, ci cel de a arăta lucruri care de cele mai multe ori nu trec prin gândire. O experiență, cum ar arăta, să spunem, pentru cei care sunt curioși sau sunt interesați, o zi
a unui practicant. Și aici aș face referire, bineînțeles, și la activitatea de la dojo. La fel ca ziua oricui, nu, cum spuneam, nu trebuie să se schimbe ceva neapărat, doar trebuie să începem și să terminăm ziua cu zazen. Deci să spunem că ceea ce face fiecare în viața lui, așa cum își trăiește viața, începe prin a face zazen împreună cu ceilalți în dojo. Și sau să termine ziua împreună cu ceilalți în dojo. Iar lucrul ăsta, regularitatea asta a practicii care revine, ajunge încet să transforme profund restul activităților din viața noastră. Însă, cum spunea maestru Deșmaru, inconștient, natural, automat, fără să încercăm să împlinim o idee sau o părere sau o credință că lucrurile ar trebui să fie într-un fel sau altul, ci e ceva care vine din interior. Ne realizăm cum ar trebui să ne trăim viața într-un mod mai armonios, mai luminos, poate mai compasional, mai înțelept, fără să încercăm să încă o dată să împlinim, nu? Fiecare avem așteptările noastre, cum ar trebui să viața mea ar trebui să fie așa sau așa și o să fiu fericit. Niște proiecții. Oh, ia, cu siguranță. O să fiu fericit când lucrurile o să fie așa sau așa sau așa. Și decât să, ia, nu ajunge foarte departe asta, cel puțin din experiență. Ne concentrăm mai mult pe destinație decât pe drumul în sine, pe călătoria interioară, din păcate. Da. Nu e atât de mult interior. Separația asta interior-exterior nu e una foarte... Da, e una din acele distincții care nu fac nicio diferență, ci mai degrabă pe ceea ce facem concret în fiecare moment, în așa fel încât să ne satisfacă profund. Să ne așezăm în propria noastră viață, care nu este în afara fiecarei activități, nu? Cum este cea de acum în care eu vorbesc, dumneavoastră mă intervievați și dumneavoastră ascultați, cum pot să fac această activitate să fie, pentru că viața mea se întâmplă în această activitate, nu? Cum pot să fac această activitate să fie cea mai înaltă, cred că cea mai satisfăcătoare, cea mai benefică acțiune pe care pot să fac pentru mine și pentru ceilalți, evident. Cam despre asta e vorba, foarte simplu spus. Dragii noștri, a fost alături de noi maestrul Coșin și practicanții Templului Zen Iluminarea Tăcută din București. Dacă sunt întrebări, am adăugat evenimentului și o sesiune Q&A de întrebări și răspunsuri. Dacă vreți să puneți întrebări sau poate mai devreme ați discutat puțin în particular cu maestrul Coșin. Aici se încheie, dragilor, primul eveniment al zilei de sâmbătă, a patra zi de târg, Bookfest, practica Zen în tradiția budistă japoneză. Iată Japonia, țară invitată la această a 15-a ediție a Bookfest. Cărțile lansate astăzi în colecția Zen, Zen adevărat, Zen și viața cotidiană de Taisen Deshimaru, Mintea Zen, Mintea Începătorului și Brațele Râului se revarsă în întuneric de Shunryu Suzuki, patriarhi spirituali în Zen. De asemenea, cartea Zen în carne și oase. Le mulțumim foarte mult invitaților noștri. Le mulțumim atât pentru partea de practică Zen, cât și pentru răspunsurile pe care le-au dat la întrebări. Vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi și vă invităm la următorul eveniment pe care îl vom realiza aici la standul editurii Herald. Mulțumim mult! Mulțumim frumos și mulțumim și noi de invitație și sperăm să ne revedem împreună cu la practică. Mulțumim!